Vă spunem din nou bună dimineața, suntem în ajun de Crăciun și vorbim despre orice ține de tradițiile legate de Crăciun, despre moșul, de Crăciunițe n-am vorbit în dimineața asta, dar nu e timpul pierdut. Domnul Cristian Tudor... De dat explicații dacă vorbim despre Crăciunițe, zic să nu. Domnul Cristian Tudor Popescu este alături de noi în studio, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Bine v-am găsit. Ce vă spune Crăciunul, când se apropie Crăciunul, ce amintiri aveți legate de Crăciun? Nu pot să vă spun decât că pentru mine Moș Crăciun a murit foarte repede. Că mi-aduc aminte că am venit și eu acasă la joacă cu copiii, primul Crăciun pe care mi-l amintesc. Câți ani aveți? Și eu știu, nu eram la școală, deci 5 ani, ceva de genul ăsta, 4 ani, 5 ani. Și am venit acasă și am spus, mamă, mie ce mi-aduce Moș Crăciun? Și mama mea mi-a spus să îți aduce o cutie de bomboane, un pix și nu știu ce mai îmi luase, dar nu ți le aduce el, ți le aduc eu, Cristi. Moș Crăciun nu există, o să primești și tu ceva, dar ți le aduc eu. N-are cine să-ți aducă altcineva și n-avea, că trăiam cu mama și cu bunica mea. Nu era nimeni altcineva prin jur. Și al doilea eveniment a fost să văd tăierea unui porc. Am văzut, aveam în aceeași perioadă. Da, în aceeași perioadă am văzut tăierea unui porc, drept care ani de zile eu nu am putut să mănânc cârnați și fripturi și lucruri de soiul ăsta de reveniu. Nu puteam fizic. Până la urmă, cu trecerea vremii, am mâncat mai târziu, dar am rămas cu ceva și atunci știți ce aș propune? Folosesc microfonul pe care mi-l puneți la dispoziție. Aș propune ca, așa cum președintele american grațiază un curcan de Thanksgiving Day, de ziua mulțumirii, sau recunoștinței, așa, aș propune ca președintele Iohannis să grațieze un porc de Crăciun. Bine, asta ar putea... Și să intre asta în tradiție. Președintele României să grațieze un porc. Bine, majoritatea sunt prin arest la domiciliul în perioada asta. Și nu doar. Dar nu să vă imaginați scena. Adică în cazul președinților americani, grațierea, de obicei sunt curcane albi, care sunt aduși la Casa Albă și acolo are loc o ceremonie. Vă imaginați în Sala Unirii tot staful de consilieri, fotografi, lumini, televiziuni și un porc cu fundă grațiat de președintele României. Cred că i-ar sta foarte bine porcului cu fundă în acel cadru. Remarcabil. Deci ce scenă aș vrea să văd, măcar într-un film aș vrea să văd asta odată. Da, altceva, ce să vă spun. Asta foarte bună ideea. Da? Dar domnul Băsescu s-ar fi servit niște țuică pe lângă, sau whisky. Dar domnul Iohannis niște bere... Dacă domnul Băsescu ar fi trebuit să grațieze porcul, păi atunci probabil că îl grația pe Ponta, că n-a spus domnul Băsescu. Domnul Băsescu l-a definit pe Ponta ca fiind un pisuin. Pisuin, că întâi l-a făcut pisic și după aia l-a făcut porc, deci pisuin, da? Un pisuin și a spus că a înghițit multe în viața lui, dar chiar un porc întreg nu poate să înghită, citez. Pisuin. Nu știu unde duce discuția asta, mai bine ne place că merge. Cred că degenerează. Fi bine să, nu știu, totuși e Crăciun, să ascultăm niște... E Crăciun, da. Colinde, niște... Ce faceți de obicei de Crăciun? Am înțeles, în copilărie a fost mai greu, da. Dar s-au mai schimbat lucrurile. S-au mai schimbat lucrurile între timp. Ce am făcut ulterior? Da. Nu e bine să vă spun, pentru că întristez ascultătorii. Mă rog, ce vă doriți de Crăciunul ăsta, de curiozitate? Eu insist, de Crăciunul ăsta ce vă doriți să întâmple? Să zac. Să zac și să mă odihnesc, întrucât am avut mult de lucru în aceste luni, la Europa FM, la Digi, acum la Republica, mai am și un curs de istoria cinematografului românesc la Cinemateca Română și îmi cam sare smalțul. Așa că aștept să mă odihnesc de Crăciun. Noi vă așteptăm înapoi la radio.
Păi dimineața și dacă mă mai chemați, vin. Și la avocatul diavolului. Vin. Vedeți, întrebați avocatul diavolului. De Crăciun. Crăciun. Bine. Mulțumim. Vă mulțumim și sărbători fericite. Sărbători fericite, domnul Popescu. Doamne ajută!